Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la 20:30 pe ProTV puteți urmări filmul Reacție în lanț, cu Morgan Freeman și Keanu Reeves. Eddie, student la Universitatea Chicago, lucrează ca tehnician pentru o echipă de oameni de știință care descoperă un combustibil ieftin și nepoluant. Unul dintre cercetători e ucis, iar invenția e furată. Eddie și fiziciana Lily Sinclair sunt acuzați și trebuie să fugă pentru a salva viețile, fiind urmăriți de FBI, CIA și alte agenții. Eddie și Lily trebuie să conlucreze pentru a găsi invenția furată și pentru a dovedi că sunt nevinovați. TVR1 prezintă de la 23:20 filmul Antract. Aceasta este o poveste de dragoste modernă, ai cărei eroi sunt oameni care nu mai au nimic de pierdut și care tânjesc din tot sufletul după orice formă de afecțiune. O despărțire fără sens prin care trece un cuplu de îndrăgostiți va sta la baza unui șir de evenimente dezastruoase care îi va afecta pe toți cei aflați în preajma celor doi. Toate personajele ignoră cu desăvârșire natura duplicitară a vieții și felul în care existențele lor se întrepătrund, trecând printr-o gamă variată de stări, de la fericirea totală și până la durerea sfârșietoare. Pe HBO de la ora 20 puteți urmări documentarul De Neoprit. Un portret intim, dar exploziv, al bărbatului aflat în spatele cele mai mari fraude din istoria sportivă. Documentarul dezvăluie modul în care Lance Armstrong a păcălit lumea cu povestea sa despre o recuperare miraculoasă, devenind o figură emblematică a sportului și o rază de speranță pentru suferinții de cancer. Este prezentat felul în care înșelăciunile lui au devenit extreme și cum câțiva oameni curajoși au luptat pentru ca adevărul să iasă la suprafață. Filmul ne arată cum înșelătoria lui Armstrong a fost centrul unei mari conspirații în care Lance și susținătorii lui au încercat să fure unul dintre cele mai mari evenimente sportive din istorie. Different rules apply to the gods, and I am a god. Hope rides again, the Jesus of cycling. Cinemax prezintă de la ora 21 O noapte de neuitat. O mostră distractivă de nostalgie după anii 80, această comedie are loc la o petrecere nebună de ziua muncii, unde un absolvent de colegiu, acompaniat de sora lui geamănă și de cel mai bun prieten, o urmărește pe fata visurilor sale. What do you do anyway? I thought you went to MIT. I work at Suncoast Video. Wow. Congratulations. Right out of college. Let's do this. Occupado. Actually, it's my friend Francis. He wants to watch. It's not negotiable. I'm going to try this. Marry me. No! Hell yeah! Marriage is a big life decision. Big you life decision? Yeah. These are making stuff. You're so scared you can't choose anything. I suck at this. I just hit rock bottom, so don't mind me. Oh, I love this song. I love this song. Do you want to dance? Why can't you give yourself one night of enjoyment? Just one night? Put a little relish on your hot dog! Tori, there's something I should tell you. Pe Discovery Investigation de la ora 22:50 puteți urmări Întâlniri mortale. Bărbați și femei ne relatează episoade din viața lor care, deși începute ca niște simple ieșiri în doi la cină și la film, s-au transformat rapid în povești terifiante. Acest program prezintă întâmplări în care căutarea iubirii devine, la propriu, o luptă pe viață și pe moarte. În episodul din această seară, o ieșire în doi evoluează oribil, căci o adolescentă este încuiată într-o mașină cu un bărbat periculos. Prea speriată ca să mai aștepte ajutoare, ea încearcă să evadeze. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
Accident grav rutier pe drumul european între Lețcan și Podul Iloaiei. Trei mașini au intrat în coliziune, iar în urma impactului au rezultat 4 victime. Una dintre mașini a ieșit în decor. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza nepăstrării distanței regulamentare între mașini. Șoferul unui autoturism a lovit din spate un alt autovehicul care a fost proiectat pe sensul opus, izbindu-se frontal cu altă mașină care circula regulamentar. La controlul cu aparatul etilotest, unul dintre șoferi a fost depistat băut cu alcool de 0,60 de miligrame pe litru alcool pol în aerul expirat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Grav accident aseară pe aleea Mihail Sadoveanu. Trei mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului a rezultat rănirea a două persoane. Unul dintre conducătorii auto a fost transferat la spital. O mașină a încercat să vireze pe un drum lăturalnic, fiind lovit de un autoturism care rula cu viteză mare. Din inerție a fost lovită și o mașină parcată. La locul producerii accidentului s-au deplasat echipajele de la pompierii SMURD, un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță Iași, poliția rutieră și un echipaj de la criminalistică. Strada a fost blocată 10 de minute. În primele cercetări efectuate a rezultat faptul că a existat o coliziune între două autovehicule, ulterior fiind acroșat și un auto parcat. În urma evenimentului rutier, unul dintre conducătorii auto a fost transportat la spital având nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind zero. În cauză se efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii întregii situații de fapt. Un grav accident a avut loc în această după-amiază în zona Bucium din Iași. Un bărbat de 53 de ani a pierdut controlul volanului într-o curbă și s-a izbit într-un stâlp. În urma impactului, mașina s-a răsturnat, iar bărbatul a rămas încarcerat. La fața locului s-au deplasat polițiștii, două auto speciale de intervenție și o auto specială de terapie intensivă mobilă. Medicii ajunși la fața locului au executat manevre de resuscitare pentru salvarea bărbatului. Din nefericire, medicii au constatat decesul. La noapte vremea va fi în general închisă, iar valorile termice, în marea lor majoritate, se vor situa ușor peste cele normale în această perioadă din an. Se vor semnala precipitații predominant sub formă de ninsoare în zonele montane, local mixte în nordul, centrul și nord-estul teritoriului și mai ales ploi pe arii răstrânse în sud. Izolat, se va forma polei și ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, pe litoral și în sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și 3 grade. Pe suprafețe mici va fi ceață. În capitală, vremea va fi în general închisă și trecător se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade. Vor fi condiții de ceață. Mâine vremea va fi în general închisă și se vor semnala precipitații mixte în vestul și nord-vestul țării, local în centru și în sud-est și doar izolat în rest. La munte va ninge. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte, precum și în regiunile sud-vestice și pe litoral. Regimul termic va fi caracterizat de valori ce se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 7 grade. În capitală, vremea va fi în general închisă, iar regimul termic apropiat de cel normal pentru a doua decadă a lunii decembrie. Temporar, se vor semnala precipitații slabe sub formă de ploaie, iar trecător lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2-4 grade. La munte, vremea va fi în general închisă, dar și deosebit de rece. Geroasă local dimineața și noaptea. Temporar va ninge în Carpații occidentali și meridionali și pe arii răstrânse în Carpații orientali, iar cu totul izolat vor fi condiții de formare a ghețușului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în masivele sudice, viteze mai mari, la rafală urmând a se înregistra pe creste. Pasiunea
nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. RomTelecom. Împreună acasă. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. RomTelecom. Împreună acasă. Începe povestea lor, dar tu ești ocupată? Pune pauză și o urmărești mai târziu. Ți-a scăpat primul lor sărut? Derulează! Te-a emoționat nunta? O poți înregistra! Vrei să vezi altceva? Ai o colecție de filme și seriale din care poți alege și ai totul la o calitate excepțională a sunetului și a imaginii de 5 ori mai bună decât cea standard. Numai cu televiziunea Dolce Interactiv de la RomTelecom. RomTelecom. Împreună acasă.